Recent, pe internet a crescut popularitatea unor creaturi sub denumirea de skinwalkeri. Ce este un skinwalker? Ei bine, un skinwalker, după cum găsești pe internet, este o creatură care după ce își ucide victimele, le fură pielea, după care o poartă, cel puțin asta până când se deteriorează. În cultura Navajo, un skinwalker este un tip de vrăjitoare, care are capacitatea de a se transforma, de a poseda sau de a se deghiza într-un animal. Desigur că până acum, pe internet s-au postat foarte multe videoclipuri cu aceste creaturi. Și chiar am găsit foarte multe clipuri, dar le-am ales doar pe cele mai credibile, având în vedere că aceste creaturi nu au o imagine generalizată. Astfel încât să avem o idee despre cum ar arăta, videoclipurile sunt foarte diferite, de la un simplu sunet la capturi video cu aceste creaturi. Desigur, nu pot garanta că ce am să-ți arăt este 100% real, dar un semn de întrebare sigur va rămâne. Primul videoclip a apărut pe internet în anul 2017, a fost filmat în deșert, iar în el ne este prezentat ceea ce pare a fi un animal. Ciudat este faptul că pare avea o blană foarte groasă și dimensiunile unui urs, dar existența unui urs în deșert este exclusă, mai ales că această creatură pare să aibă o coadă foarte lungă. Este de apreciat că videoclipul are o calitate foarte bună, mai ales față de cele existente deja pe internet, ceea ce ne face să credem că unele videoclipuri ar fi reale. În această filmare putem observa o mașină care urmărește un animal, ceva ce nu este foarte misterios. Dar, la un moment dat, putem observa cum mașina trece pe lângă o creatură ciudată. În opinia mea, cred că este o mare făcătură, dar faptul că videoclipul a apărut pe internet fără vreo descriere specială sau detalii, îi acordă o doză de mister. În următorul videoclip, avem un tânăr care explică cum a ieșit din casă din cauza unui sunet pe care l-a auzit și, în speranța că îl va mai surprinde odată, a început să filmeze. În timp ce explică cum gardul a fost împins de ceva, asta din semnele provocate pe el, putem auzi țipătul creaturii. Ciudat este faptul că după asta se aude ceea ce pare fi un cerb. And it was standing, we think right in this where I'm standing right now, and my friend's inside right now, but I'm getting this footage. And did you just fucking hear that? That was fucking it. Fuck this, I'm out. Fuck this. Desigur că videoclipul a fost foarte popular, nici băiatul respectiv nu credea că o să-l vadă atât de multă lume. Fiind atât de vizionat, s-a mai descoperit un lucru. O mică lumină care venea din partea pădurii, lumină pe care inițial nimeni nu a băgat-o în seamă, dar pe parcurs s-a descoperit că aceasta avea un comportament foarte ciudat. Ultimul videoclip este poate cel mai credibil de până acum. Avem un bărbat care își vizitează cortul amplasat în pădure. Pe parcurs, observă anumite urme lăsate pe copaci și la trunchiul acestora. Menționează că în caz de urgență are un pistol la el. La un moment dat, se aude un țipă din pădure. Deer tracks. I know, I look like a dumbass, I keep coming out here, but I need answers, you know what I'm saying? What the fuck is that? Look. Something hit that tree. It's fucked up. Came back out here because I wasn't afraid because of this. 38 special dude truck, you know what I mean? That's my camp. I checked on it about 3 hours ago. That's how long I've been exploring these woods. Didn't find nothing that would explain the skinwalker. Or whatever that white thing was that ran by over there. What? Hey, you check out my last video. Something ran by here. It was white. It was fast. And it could not have been a dog because there ain't no houses near me. I'm miles in the woods. You know what I'm saying? The fucked up part. Got my lean-to. That's kind of weird. Looks like something's been walking through here. For all I know, they could be using this on my camp. What the fuck? What the fuck? The fuck? Something's in my fucking camp, right fucking now. What the fuck? You fucking hear that? The fuck is that? I can find that right fucking now. Fucking bullshit.
fuck? There ain't nothing here. You fucking kidding me? What the fuck? There ain't no fucking way. What the fuck? Fucking impossible. Holy shit. What the fuck could have did that? Fucking god. Fuck. Did the dude cloak itself? Did this disappear out of fucking nowhere? What the fuck? Este ceva foarte interesant la acest videoclip și la cel anterior. Țipetele sunt foarte asemănătoare. Cele două videoclipuri au fost postate de oameni diferiți, din zone diferite și la o distanță de un an unul de celălalt. Yeah. What the fuck? And... Dar uitându-mă prin comentariile videoclipului, am observat cum aproape toți oamenii menționează o anumită secvență din videoclip, anume aceasta. Daniel. Cei mai mulți din acești oameni susțin că acea chestie micuță se uita la el, dar ar fi putut fi o creangă, desigur. Acum rămâne întrebarea, ce credeți că sunt aceste creaturi?